Parteneriatele dintre societățile de pe platforma industrială a Slatinei și liceele tehnologice din oraș sunt din ce în ce mai atractive. Tinerii absolvenți ai Liceului Tehnologic Alexe Marin au avut o întâlnire cu reprezentanții unei companii industriale. Proiectul s-a numit Baby Electrician pentru că erau ca niște copii mici, au venit pe băncile școlii și a trebuit să învețe din nou totul. Da, timp de 3 luni au făcut școală, practică, dar după 3 luni s-au simțit în stare să facă același lucru pe care îl fac ceilalți membri ai echipei, care sunt mult mai experimentați, care au lucrat și în alte fabrici, nu doar în fabrica noastră. Da? Deci vreau să vă spun că atât este nevoie, da? Atât de puțin. Dorință să învățați. 5 dintre ei erau absolvenți de liceu, înainte de bacalaureat, au venit și au dat un interviu. Au fost selectați. După ce au terminat cu bacalaureatul și au început activitatea la noi. Și în ziua de astăzi, unul dintre ei este timp de 3 luni la fabrica noastră din Neustadt, din Germania. Da? Este tehnician de mentenanță acolo. Unul dintre ei este student la zi la facultatea de automatică și calculatoare din Craiova. Lucrează 3 zile pe săptămână în fabrică și restul merge la școală, primește bursă din partea noastră. Inspectoratul Școlar Județean Olt se bucură de reușita colaborării dintre unitățile de învățământ și mediul privat și vrea să continue și să extindă această strategie. Vă spun sincer că oportunitatea pe care o aveți astăzi ar trebui să o vedeți ca pe o șansă către cariera voastră. De succes, sperăm să fie. Așa că le mulțumim, domnilor, că sunt astăzi alături de noi. Vă mulțumim vouă că ați ales o carieră în domeniul profesional sau că ați ales să vă faceți studiile în domeniul profesional și sperăm ca peste 10 ani să ne întâlnim și să fiți cel puțin acolo unde vă gândiți astăzi că puteți să ajungeți. Parteneriatul dintre mediul privat și școli a resuscitat tot sistemul de învățământ tehnologic din oraș. Iar acest lucru înseamnă că în viitor, pe platforma noastră industrială, vom avea mai mulți angajați tineri, formați și pregătiți la ei acasă.